Bine ați venit! Astăzi este o zi deosebită, atât pentru mine în calitate de gazdă, cât și pentru voi, în calitate de invitați premium și de femeia stilist și femeia naturii estetician și femeia make-up artist și femeia business woman. Iată că întrunim aici, cum să zic, valorile și pasiunea pe care noi femeile o abordăm în viața noastră de zi cu zi și în domeniul profesional. În primul rând vă mulțumesc din suflet că suntem aici împreună și bineînțeles că unul dintre motivele pentru care îmi face deosebită plăcere să-l împărtășesc cu voi este și această noutate pe care Natulica a lansat-o recent. Vă mărturisesc că sunt și eu destul de, cum să zic, încântată, am fost foarte curioasă să văd despre ce este vorba. După cum știți, Natulic și ne-a obișnuit, niciodată un produs nou lansat nu o să ne dezamăgească, dimpotrivă, el merge pe nevoile noastre, tot timpul ne întreabă ce mai aveți nevoie în domeniul profesional, ce considerați că lipsește, cu ce am putea să venim să vă ajutăm. Și în acest sens chiar v-aș ruga, dacă aveți anumite lucruri, dacă ar considerați că lipsesc sau ar veni în completare, chiar sunt bucuroasă să le transmit, urmând să fac lucrul ăsta chiar în săptămâna următoare. Bioactive Bond Repair este, așa cum spuneam, un tratament revoluționar în trei pași. O să vedem că, de fapt, în doi pași profesional, al treilea fiind pentru zona de acasă, pentru consumatorul de acasă. Și cumva, de ce spun eu că este revoluționar? Pentru că este prima formulă de tip Bonderplex, da? Care întrunește calitățile pe care le-am mai auzit cu toții, dar care folosește un biocomplex ca formulă de origine naturală, vegetală. Și, într-adevăr, ingredientele active, ca să spune, pe lângă cele organice naturale care vin să ne aducă, da, keratină organică și așa mai departe, este un patent scandinav, unic în lume, și au reușit să facă o formulă exclusiv naturală. Da? Asta este destul de greu, cred că vă puteți imagina, ca și multe alte lucruri pe care au reușit să le facă. Și întotdeauna vreau să rețineți, imaginați-vă cât de greu este, eu sunt chimist și poate și voi puteți așa să vă imaginați, cât de greu este să duci un brand de nivel profesional să facă poate similar sau chiar mai bine în anumite privințe, acele performanțe de nivel profesional. Este foarte greu. Sunt branduri similare pe piață, dar care mie mi se pare că nu sunt chiar la nivelul Natulic sau dacă, cum am văzut pe piață, dacă nu conține amoniac, brandul este organic. Greșit, eronat, suntem de acord. Pentru că dincolo de orice, amprenta asta de 98% este foarte greu, vă dați seama, ca și formulă, ar trebui să aibă o valoare mult mai mare acest concept, mă refer la valoarea comercială, dar amprenta pe care o pune și prin sustenabilitate, prin faptul că sunt produsele testate pe animale, știți, folosesc plastic din ocean și așa mai departe, o să vedeți pe produse foarte multe certificări noi și credeți-mă că pentru asta este un efort și economic, este un efort de până la urmă de inovativitate, să spunem așa, peste tot avem de-a face cu inovație, da? Și cumva știm că trendul ăsta este și în estetică, așa, astfel cum este și fit, da? Peste tot ne îndreptăm către această frumusețe sănătoasă, până la urmă, obținută însă fără a ne limita, pentru că noi suntem profesioniști, clienții noștri sunt foarte pretențioși, dar și sănătatea noastră este importantă, pentru că, din păcate, eu întâlnesc și suntem contactați foarte mult de persoane cu diverse alergii, persoane care au experimentat anumite afecțiuni destul de serioase și de grave și li s-a recomandat să nu mai profeseze. Asta a fost recomandarea specialiștilor, înțelegând că o toxicitate pe care se acumulează în continuare nu le mai oferă șansa de a se, nu știu cum să zic, restarta, regenera corpul. Cred că ele sunt de înțeles, da? De ce? Și atunci cu toți au căutat o alternativă, o soluție. Voi, din fericire, deja ați ales și mi se pare că prin însăși faptul că ați ales faceți o prevenție deja, da? Și nu numai pentru voi, da? Este pentru voi, a simțit, a rezonat, unii ați făcut-o puțin obligat la început, dar a devenit o plăcere după. Și de ce nu? Adică, mie mi se pare că
un lucru valoros, un lucru pe care noi, cum să zic, ne plătește cu pasiunea noastră și cu profesionalismul, este lucrul cel mai de preț pe care putem să-l oferim. Este ca și cum, nu știu, i-ați oferit copilului dumneavoastră un lucru, să zicem, toxic, nu? Și parcă vă doare sufletul că e copilul nostru, așa trebuie să vedem și un client care se așează pe scaun. Adică ce ne-am pune noi sau ce ne-am face pentru noi să nu-i punem nici celui pe care, nu știu, până la urmă considerăm că este prietenul nostru sau este o persoană dragă. Acum să ne întoarcem la tratament. Încerc scuze pentru paranteza puțin mai mare. Așa cum spuneam, este pasul 1, pasul 2 și pasul 3. Primul este aditivul. Aditivul este pentru cei care lucrau înainte cu diverse plexuri și bonduri. Știm că unele erau doi pași, nu? Pasul 1, pasul 2, nu o să menționăm aici branduri, dar știm la cine ne referim. Și de asemenea, cealaltă variantă, ca să zic alternativă, deja era un produs 2 în 1, care era mult mai confortabil de folosit, altfel cum am folosit și noi și v-am recomandat până acum. Acest aditiv se poate folosi ca prima etapă într-un tratament de sine stătător, se poate folosi în pudră sau se poate folosi în vopsea. Procentele care se folosesc sunt niște exemple făcute de Natulin, nu ne batem capul cu ele. Mie mi se pare că mult mai ok să reținem 20% raportat la cantitatea de pudră și 15% raportat la cantitatea de vopsea. Aceasta, să știți că sunt niște recomandări. Dacă noi punem mai mult, nu înseamnă că este greșit. Poate că este o nevoie specială și nu știți. Putem să punem mai mult. Ce recomandări sunt și poate deja aveți prima întrebare este faptul că ne poate întârzia decolorarea, adică nu știu, un timp suplimentar, ne poate pune în situația de a folosi un oxidant superior. Răspunsul lor, cel puțin oficial, este nu. Ceea ce este ne încântă, da? Pentru că și nici înseamnă un oxidant superior care trebuie să-l folosim sau un timp, că unor timpul înseamnă, nu știu, și bani și disconfort și anumite lucruri care ne pot, nu, afecta rezultatele. Deci, cum lucrează acest tratament? Vreau să vă explic așa și o să vedem și rezultatele. Probabil că știți că noi avem mai multe tipuri de legături în firul de păr, nu? Florii, legăturile permanente de sulf, legăturile de hidrogen și legăturile ionice de sare. Cele ionice și de hidrogen, în general, sunt legăturile care se rup, se reconstruiesc, Adică când spălăm părul și când îl uscăm la loc, ele se rup, se reconstruiesc. Asta e vestea bună. Cele permanente, când s-au rupt, nu se mai refac, da? Acolo este problema. Când se rup, decolorări, permanent, placă, o să vedem aici care sunt principalele cauze, cred că le știm cu toții, da? Vestea bună este că acest patent, ce face? Reușește să facă legături noi permanente. Și aici o să vă răspundeți singure la întrebări de cât de des trebuie să folosesc acest produs. Deci de câte ori îmi doresc noi legături permanente firul de păr. Da? Ca urmare și în pudră am, cum să zic, să zicem că întăresc părul și am mai puțină rupere între ghilimele, da? În vopsea la fel, creând noi legături permanente, o să stea pigmentul de vopsea mai bine, ok? Și bineînțeles, voi știți că aspectul practic la exterior este dat de starea cuticulei, da? Porozitatea ei cât de bine este reglată. Și aici vine componenta 2. Hair Bone Center, adică întăritorul, ca să zicem așa, este o mască excepțională. O să o simțiți, o să o placeți. Mirosul este ușor vegetal. Este extraordinară ca și manevrabilitate, să zic. O să placă foarte mult, se descurcă mult mai bine în părul creț, că și aici știți că este o problemă. Buclele se redefinesc. O să facem astăzi o mică experiență și o să vedem împreună aceste lucruri care ne impresionează și pe noi. Dacă cineva o să vă întrebe, noi avem aceste materiale, care este, din ce este format acest complex Bioactive Bone Repair? Să încercăm să citim. Hidroxipropil gluconamid and hidroxipropil ammonium gluconate. Bineînțeles că primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus să văd Google și să văd ce reprezintă, pentru că normal că eram așa puțin suspicioasă.
Și este un patent, se pare că în spate la acești ingredienți este o sursă din glucoză, zahăr, o chestie de genul ăsta, deci este un patent, niște molecule de origine naturală, pe mine s-a mai interesat, deci este biologic și practic el are, are acest rol de a crea noi legături permanente disulfidice, adică sulf-sulf, legăturile permanente, da? Legăturile permanente din firul nostru de păr sunt legături de sulf. Ok, deci și creează și noi legături de hidrogen și de sare ionice și ce este excepțional, îmi place să vă arăt acest grafic, o să-l vedeți și voi, peste tot o să vedeți sloganul acesta de 3 ori, aveam pe acolo niște sticuri, o să vi le ofer și vouă într-o cutie, Mihaela, de 3 ori stronger hair. Ce înseamnă asta? Și dacă am părul natural și dacă am părul decolorat sau anumită fază, el îmi spune așa, de fapt, să vă explic un pic ce înseamnă graficul ăsta. Dacă am decolorat de 2 ori, îmi arată că părul meu devine de 2 ori mai puternic decât părul, cum să zic, cum era înainte. Dacă am colorat de 3 ori, devine de 2 ori mai puternic. Da? Asta mi se pare extraordinar. Aceste afirmații, poate vi se par niște chestii de marketing, dar, cred că toți ați auzit de testări, studii clinice. Da? De ce au testat chestiile astea? Pe un anumit număr de testări au testat rezistența părului și așa mai departe. Am încredere maximă că lucrurile stau așa, pentru că ce patent mai avem noi la Natulic care este dovedit clinic? Tratamentul anticădere și de creșterea și întețirea părului, care eu zic că nu ne-a zămăgit, cine a acordat o șansă și l-a folosit conform recomandărilor, chiar și fiica mea este așa un exemplu, pentru că la un moment dat părul mai era, adică fiind și creț, așa mi se părea niciodată nu devine suficient de lung. Acum chiar avem o experiență, sunt destul de încântate, bineînțeles a respectat protocolul și rezultatele nu au întârziat să apară. Aici sunt câteva rezultate, aici ne spune despre deteriorarea cauzată de mediu, deteriorarea chimică, deteriorarea termică, deteriorarea fizică, da? Asta le cunoaștem cu toții, tipurile de deteriorări pe care clienții le practică sau le experimentează în salon. Din păcate, uneori se întâmplă și treaba asta. Aici ne povestește materialul pe care o să-l primiți și voi, ce înseamnă cuticulă, ce înseamnă cortex, cred că asta cu toții le cunoaștem, dacă nu, ni le reamintim și acest desen ne ajută un pic să-l înțelegem. Aici cumva ne arată din nou cele componente, cum a zis, aditivul și întăritorul. Întăritorul este o mască. În formula 3, acea mică, în fața dumneavoastră, practic este o mască într-o formulă nu tocmai identică cu cea profesională. Este normal, pentru că acasă am nevoie de întreținere. La salon vin să-mi fac o renovare mai puternică și acasă să-mi întrețin. Pot să vă spun că n-am știut lucrul ăsta și ce credeți că am făcut? Am dat la testat masca mică și am considerat-o ca fiind nivel profesional. Rezultatele nu au întârziat să apară, toată lumea a fost încântată. Deci este probabil suficient de puternică dacă lumea a fost foarte încântată. Așa. Aici, mă rog, o să vedeți câteva ingrediente, certificate organice, uleiul de măsline, care cred că ați auzit despre acizii grași și antioxidanți și mai departe, semințele de broccoli, semințe de jojoba, extractul de ovăz pentru vârful despicate, florile de iasomie. Ați zis că este un miros ușor vegetal, eu am spus țelina, apio, dar se pare că este iasomie. Ok. Important este că este un... mă rog, aici este despre certificări, 100% plastic reciclat și reciclabil, deci ambalajele cu aceeași atenție și cu aceeași, cum să zic, tendință de a proteja sustenabilitatea cu care și-a pus amprenta pe piață, ceea ce este extraordinar de apreciabil. Aici sunt câteva formule, cum se folosesc, da? Nu o să pierdem timpul acum, pentru că v-am spus niște procente, sunt menționate, ne-am făcut și un tabel simplificat, tocmai. Dar astăzi, de exemplu, o să-l folosim ca și tratament de sine stătător și ce o să facem? O să spălăm părul. Ei spun așa, că părul nu trebuie neapărat spălat, dar eu aș recomanda să fie spălat. Pentru că știm de ce. O clientă, nu știu dacă vine neapărat spălată la salon ca să-i faceți un tratament. De obicei, nu? Vine să se și spele, așa?
Și atunci s-o spălăm. Cu ce? Orice produs din portofoliul naturic este foarte potrivit, pentru că toate produsele noastre sunt de protecția culorii. Sigur că dacă este o clientă care vrea volum, o spălăm cu șamponul de volum, care și-l du protecția culorii, știm prea bine, care știi tri și calmează și un scalp care poate este un pic mai sensibil sau iritat. Sau poate să fie hidratarea, nourishing-ul, care de asemenea pentru scalpul mai uscat, cu conjiție, este foarte indicat. Vedeți că eu punctez întotdeauna și beneficiile scalpului, ceea ce niciun brand nu o să vi le evidențieze, pentru că lipsesc acele beneficii la nivelul scalpului, da? Și atunci asta este marea diferență. Deci spălăm părul, după care preparăm 1 la 2, dau un exemplu la Iona, să zicem 30 ml de aditiv și o să punem 60 ml de apă. Nu știu dacă la părul este suficient, trebuie să echilibrăm un pic, poate o să fie nevoie la un pic mai mult, că este părul și creț și mult și des. Și am aplicat aditivul, poate ar fi bine, Miha, să-mi pui și mie filmulețul, să începem cu cel natulic, că e mai scurt, al nostru l-am făcut mai elaborat un pic. De fapt, nu trebuie un pic să exagerăm tratamentul, este foarte simplu. Ăsta e al nostru, da? Nimic, lasă-l și pe ăsta. Cred că vă reamintiți de faptul că întotdeauna diagnoza scalpului ar trebui să fie o procedură în salon, mai ales pentru o clientă nouă sau pentru o clientă care se vaită de afecțiuni la nivelul scalpului. Ne ajută foarte mult să personalizăm, să vedem ce probleme sunt la scalp. Aici este o persoană care clasică, nu? Care și-a făcut un paler sau decolorare, vârfurile destul de afectate. A apărut dușul EcoHead, din nou în portofoliul nostru. Cine dorește să-l folosească este extraordinar, pentru că vă dublează presiunea, jumătățește consumul de apă până la 65%, este cu o piatră de turmalină și o negativ. Este o senzație extraordinară și vă contribuie la scurtarea timpului serviciilor. Deci aici pur și simplu noi spălăm, da? Deci apa pe care o folosim ne ajută și acest duș, nu? Să spălăm mai rapid părul, să avem o foarte bună, cum să zic, umidificare a părului, să pătrundă apa în păr. De multe ori când avem un păr, știți, plin de silicon și mai departe, sau un păr mai voluminos, e destul de greu. Vero, cred că știe ce vreau să spun. Ok, și are un păr, astăzi ai un păr așa, mai ascultător de obicei, da. Și acum ne spune despre Herbond aditiv. Acesta este părul zvântat cu prosopelul umed, împărțim părul aplicat produsul. Așa cum vă spuneam, noi aș vrea să vedeți și metoda Natulic. Un pic am acordat, cred că mai multă atenție. El, pur și simplu ținut în mână la scavă, se poate turna direct din flaconul acesta. Să nu se folosească un flacon cu spray. Trebuie să fie pur și simplu cu pic curător, sau cum se spune, cu vârf dozator, da? Nu este nevoie, nu știu de ce, nu sunt de acord cu sprayera, probabil că e mai bine așa ca să se infuzeze, da? Noi aici am folosit și un guler pe care îl avem de la ondularea permanentă, am considerat că să mai stau un pic vârfurile în tratament, dar nu este nevoie să așteptăm, trebuie să aplicat imediat masca, deci noi am stat un pic că ne-am gândit că, domnule, se infuzeze, să se absoarbă, deci nu clătim, atenție, nu clătim, da? Punem peste masca, ok? E, masca acum, bineînțeles că trebuie să o cântăriți ca să faceți un preț corect, ca la vopsea, da? Acum, cum doriți, puteți să faceți un preț estimativ acoperitor, dar eu zic că contează, când este un păr ca al ei, s-ar putea să fie un sfert din masca aceea nevoie. Și, bineînțeles, încercăm să-l aplicăm la un păr fin, fără probleme, sigur că se aplică masca foarte ușor, la un păr cum este, eu știu, un păr creț, mai frizi și așa mai departe, trebuie un pic să, nu, să insistăm așa pe fiecare șuviță. O să observăm că lucrurile imediat cu acest pieptănant nu mai este o problemă datorită eficienței de disciplinare, da, al măștii. Și deja simțiți un efect interesant, o să-l vedem și în seara asta. Clătim. Și am terminat tratamentul. Practic urmează produsele de styling. Lumii, general, depinde la părul creț, de exemplu, acum la scafă ar fi pus un curl defining, de exemplu, da? Un curl defining, crema de definire bucle, merge și un nourishing, dar
pentru bucle care se usucă cu difuzorul, este extraordinar acest cărdifaning, acest tratament leave-in, da? Sincer, vă mai dau un tips, noi mai punem și un ulei înainte de a usca, pentru că uleiurile naturale, da? Nu uleiurile cu silicoane, cumva ele ce fac? Ne oferă elasticitate la nivelul părului și practic ne ajută să păstrăm hidratarea obținută în păr. Probabil că asta știți, că sunt silicoanele de care sunt, cum să zic, sunt solubile în apă, nu cele insolubile în apă sau insolubile șampoane care ne blochează cuticula, sunt ca o mască permanentă la nivel de cuticulă. Unor și silicoanele bune, ca să spunem așa, siliconii buni, sunt aceia care într-o cantitate, bineînțeles, mică, sunt benefici. De aceea o să vedem că și în uleiul de argan de la Natulic și ce mai folosiți de la noi sunt de asemenea cu aceste una, două tipuri de silicon care este solubil în apă, adică putem să-l depărtăm ușor, trebuie să ne chinim cu produse speciale. Este foarte important. Și acum să punem și filmulețul de la Natulic, Miha. Aici ne arată într-un flacon, cum facem unul la doi. Vedeți? Cum am spus că se ține în mână. Deci nu trebuie să complicăm lucrurile. Așa spune Miruscă. Așa. Să insistăm la vârful, da? Ce lăsăm 20 de minute. Aici a sărit peste pieptănat. E o scăpare. Mă, normal trebuie să fie și pieptănatul. Acela cu pieptele cu udinții mai rari, da? Îl știm. Mă rog, efectul, bineînțeles că pe un păr, cum să vă spun, n-ai cum să vezi ce s-a întâmplat la interior, poți doar să simți și ce simți tu e la nivel de cuticulă, da? Dar ce am observat eu, coanfiura este volumizantă și se păstrează, se menține, ce am putut eu să observ. Știți că de multe ori clientele astea doresc să se mențină o coanfiură, mai ales la cele care țin la treaba asta și au părul poate mai dificil, nu? Și nu stă aranjat. Și ce am observat la părul ondulat, crez care poate nu mai stătea la fel de creț, de revigorarea buclelor este instantă. Instantă. Ceea ce este extraordinar, pentru că știți că e o nevoie mare pe piață și cumva puteți să vindeți această mască acasă pentru reținerea tratamentului. Vestea bună este că această mască nu o să o punem pe online, o să fie doar pentru saloane și o să protejăm acest tratament și voi să vindeți această mască, doar voi, de la nivel de salon. Am luat această decizie pentru că chiar îmi doresc cumva să creștem nu știu cum să zic, această nevoie a clientului de un serviciu profesional și un cumva să ne reechilibrăm, pentru că, nu știu, cumva post-pandemie lucrurile au degenerat puțin, înțelegem de ce, da, toate brandurile ați văzut că în general niște, nu știu, poate au venit cu o politică care nu e tocmai favorabilă conceptului de profesional, însă aceasta este o nouă oportunitate pentru a crește împreună și să direcționăm clienții către salon, către domeniul profesional și să nu mai aibă o pondere foarte mare serviciul ăsta de colorare acasă, tratament acasă, că este disponibil oriunde. Da? Ok. Și acum hai să punem și pe Ioana cu părul creț, deși o să vedem și live, dar să vedem dacă apare și partea de before. A fost spectaculos și pentru noi. A fost dintre primele încercări. Chiar, vă spun sincer că am fost nerăbdătoare să văd. În general sunt persoane care de-așa au bucle, nu vor neapărat volum la bucle, știți. Vor un wave mai disciplinat. Ei bine, aici s-a întâmplat că s-au volumizat buclele, dar aspectul era unul wow. Adică, cumva, cu toții ne dorim și a fost... De la primul tratament s-a întâmplat lucrul ăsta. Repet, au fost adăugat cărdifaining, nu lumii, beach wave-ul, cumva fără să te strădui și doar cu tratamentul.
Eu zic că un păr decolorat, un păr la care s-au făcut șuvițe, nu, în care s-au făcut meșe, are nevoie de acest tratament obligatoriu. Și chiar dacă poate nu-l faceți întotdeauna cu componenta 1, masca trebuie să o folosim cât mai des, este o plusvaloare la încasare, da? Dar suntem siguri că, până la urmă, clientul nostru când se întoarce, ce ne dorim? Să fie mulțumit, să fie cu un păr cât mai sănătos, să putem să-i satisfacem nevoile următoare, pentru că dacă vine cu un păr neîngrijit sau cu un plus necursător, nu, folosit acasă, practic nu ne este greu să mergem mai departe cu un serviciu astfel cum și-l dorește, da? Și atunci comportă un risc. Ca urmare, acest tratament, poate să mă întrebați, cred că vă dați seama că o să simțiți. Eu zic că nu strică la nimeni să-i facem acest tratament cât mai des posibil, până îl vedeți că este într-o stare de confort, da? Și bineînțeles să folosim aditivul în pudră, în vopsea. Este un produs pe care, chiar acum, fără modestie, vă spun, îi apreciez pe cei de la Natulic că puteau să vină cu o formulă la fel de scumpă ca produsele de pe piață. Eu zic că este un super preț, cel puțin la aditiv este un super preț și mă bucur tare mult și cumva mi se pare că și serviciile noastre, nu știu, vor fi, cum, mai accesibile, da? Și vom oferi și noi, până la urmă, un serviciu exclusivist, pentru că peste tot, sau mai mult sau mai puțin, știți și voi, tratamentele de pe piață sunt cam la fel, mai mult sau mai puțin, de acord? E, fac mici diferențe, numele și mai departe, anumite protocoale de folosire, dar acesta, faptul că au reușit acest biocomplex să fie de origine exclusiv, de origine naturală, vegetală, să știți că e o performanță extraordinară, absolut cum este și vopsa Natulic, da? Care lucrează așa cum lucrează, fără amoniac, fără o concentrație foarte mare de PPD, tu lucrezi cu 0 PPD, felicitări, Alina lucrează exclusiv cu bazele 0 și obține aceleași performanțe și la acoperirea părului alb. Ceea ce, credeți-mă, eu mă întreb cum a reușit, pentru că molecula PPD, vă știți, este una dintre condițiile imperios necesare în acoperirea părului alb. Mai este un lucru recent, vin cu toapuri de căldură. Pun o cască, da. Și acoperirea este perfectă. Și mai bună, da, sigur că da. Ok, și accelerez probabil și procesul care se întâmplă și, în general, la agentul de analizare fimbologic este puțin mai lent. Așadar, vă mulțumesc! Acum o să prezentăm tratamentul BioRepair de la Natulic. Este un tratament, așa cum spuneam, de origine naturală, vegetală, un complex bioactiv. Și aici avem de-a face cu un păr creț, cu un scalp gras, care este nevoie să-l curățăm, de exemplu, cu un, poate cu un șampon mai potrivit. Probabil că o să folosim Color Shield, nu? Sau volum, mă rog. Șamponul de volum este recomandat, așa cum spuneam, atunci când vrem să facem un detox, când vrem să facem o curățare mai puternică, da? Și să facem, mă rog, poate mai eficient în ceea ce privește scalpul. Așa cum vedem, domnul Ghiță, stați pic. Da, vreau să vorbesc despre duș un pic, da? Hai că vorbesc în timp ce spală lumii. Miha. Nu-l găsești? Da, o să spălăm cu Color Shield și după cum o să vedeți, deși șampoanele Natulic nu conțin sulfați, el o să facă o spumă similară cu șampoanele cu sulfați. Sigur că ne poate influența duritatea apei, poate uneori, da, cantitatea de spumă, dar aici este o apă potabilă din rețea care conține probabil și clor, deci, mă rog, nu are o duritate foarte mare. Însă șamponarea, o să vedem, întotdeauna prima șamponare necesită nu o umidificare bună a părului, asta e o regulă generală. Beneficiile Color Shield, datorită și proteinei de mătase, el este un șampon și hidratant, este un șampon de protecție a culorii, bineînțeles, și este un șampon, cum spuneam, echilibrant pentru scalp. De exemplu, dacă avem cojițe sau avem anumite bacterii sau lucruri care ne pot produce disconfort, senzație de mâncărime sau mătrață, da? Este șamponul potrivit. De multe ori după decolorare, fiind și șamponul recomandat post-colorare, de protecție a culorii care însoțește procesul de colorare, decolorare și așa mai departe, el are și un efect calmant la nivelul scalpului,
Știm că uneori anumite persoane pot avea o sensibilitate, nu? Mai ales când se decolorează, până punem vopseaua și așa mai departe. La un moment dat poate să apară ușoară senzație de disconfort, ceea ce este firească. Iată că acest produs, fiind folosit în aceste situații, ne poate ajuta foarte mult la această calmare a scalpului. Măștile și condiționatoarele din gama Natulip pot fi puse și pe scalp. Bineînțeles, să fim atenți la condiția scalpului, da? Așa cum spuneam, șamponul de volum pentru scalpul gras, șamponul de hidratare pentru scalpul cu tendință de descoamare, de cojițe, pentru că acolo avem nevoie de hidratare, de hrănire a scalpului, da? Și cumva puse și pe scalp. Asta știu că poate vă miră, pentru că în general produsele nu se recomandă a fi puse pe scalp, motivul principal constând a fi îngrășarea scalpului, dar nu neapărat ăsta este motivul. Acum urmează a doua șamponare. Cu aceste produse putem lucra și fără mănuși, pentru că produsele sunt foarte prietenoase cu pielea, nu creează disconfort, dimpotrivă ne hidratăm pielea, nu absorbim lucruri care nu ne-ar putea deranja la un moment dat, pentru că făcând mai multe servicii de genul ăsta, absorpția este cumulativă, ceea ce uneori poate să facă diferența la tipul de produs folosit. Acesta este un șampon fără sulfat și aceasta este spuma pe care, după vedeți, este din abundență și mirosul este foarte plăcut. Tu cred că nu cunoști Calashield, aș vrea să simți un pic aroma lui, este una foarte plăcută și ca urmare putem spune că este un hair spa și parfumurile, știți, contează de ce origine sunt. Știu că uneori poate parfumurile astea care sunt de origine sintetică pot fi poate mai mult pe placul clientelor, dar am observat un trend că multă lume deja nu mai, chiar vor să nu mai fie niciun miros, să fie fără parfum. Așa. Înainte, Natuli chiar avea aproape zero miros parfum produse și au avut acest feedback cumva nefavorabil, în sensul că poate că miros prea organic, spre o grăsime naturală, da? Și atunci, unor poate să fie interpretată eronat chestia asta, ca șampoane fără parfum, dacă le cunoașteți, da? În totalitate, au și ei. Și atunci au venit cu aceste arome, mie mi se pare că au venit cu o componentă extraordinară, pentru că, știți, terapeutic avem nevoie de o aromă. Și această componentă au rezolvat-o, la nurjică ați văzut că miroase ușor a cocos, ceea ce este și acolo un miros foarte plăcut, la volum la fel e destul de fresh mirosul. Și așadar, cred că sunt potrivite aceste produse și pentru bărbați, la bărbați știu că mirosurile fresh, mai tonice, sunt agreate. Deci ar putea practic să aranjeze cam toate gusturile. Deci aspărat se duce destul de bine părul, ne ajută și acest duș. Acest duș EcoHealth, să știți că e un patent. Nu faceți confuzie cu dușurile domestice de pe piață, care sunt cu o pară mai mare și care să știți că nu au patentul acesta. Acesta este dedicat pentru scafă. Este un patent din Australia, EcoHealth. După cum vedeți, nu stropim clienta, nu este riscul, bine, până ne obișnim un pic, nu este riscul să, nu știu, poate vă gândiți așa că mai blând, de obicei lucrați aici, în zona asta, dar, mă rog, lumii s-a și obișnuit, da, și cred că i-ar lipsi mult. Avem aici un salon deasupra noastră, care, datorită presiunii, n-a mai putut să lucreze. Și a venit urgent să-i dăm un duș, pentru că l-a scos din dificultate, i-a dublat presiunea și lucrează cât de cât confortabil. Dar economia pe care o facem, pentru că dublând presiunea, practic arată, o să vă uitați la filmulețul care îl prezintă, economia de până la 65% apă caldă, că e o pondere mare de apă caldă, ceea ce în vremurile noastre, nu? Chiar și apă rece, că totul este, nu? Cuantificabil. Da, și acum ne trebuie un prosopel, nu? Erau puse aici câteva, da. Zvântăm un pic. Asta pentru a nu avea un exces de apă. Thank you.
Da. Ok. Și acum să folosim pasul 1. Aditiv. Primul pas este, pasul 1 este aditivul, pe care o să-l amestecăm cu apă, 1 la 2. Pentru că părul este lung și este destul de voluminos și bogat, o să facem o proporție 1 la 2, respectiv o să folosim 40 de mililitri și să punem 80 de mililitri de apă. Ideal să preparăm într-un astfel de flacon cu picurător, pentru a avea o bună absorție în produs. Da. Ne-au întrebat, au fost întrebați cei de la Antulic dacă au la vânzare și acest dispenser. Pot să zic că nu, dar cred că nu este o problemă, că este un accesoriu, cred că destul de, da, accesibil. Da. Ok. Deci acum facem raportul 1 la 2. După pasul 1, deci am făcut aditivul în proporție de 1 la 2, preparăm deja și pasul 2, masca, întăritorul, cum îi spun ei, și o să folosim aproximativ 50 de grame, da? Și vedem, după nevoi, dacă mai simțim nevoia, mai adăugăm. Putem să-l punem direct din flacon, pe păr. Acum depinde, dacă putem să estimăm costul și greutatea, nu este o problemă. Deci pasul 1, aditivul, în raport de 1 la 2, se aplică cu un astfel de dispenser pe lungimea firului de păr. O să vedem cât de bine absorbe părul, ne dăm seama în felul acesta poate și de eventuale probleme care ar putea să fie la nivelul cuticulei dacă produsul nu este absorbit, așa cum spuneam, dacă avem produse cu siliconi insolubil în apă și în sampoane, s-ar putea să avem un blocaj. Să știți că acesta este cazul când părul nu mai absorbe un astfel de produs, da? Deci, dacă părul absoarbe, înseamnă că el nu este blocat. Și e un păr sănătos. Ok. Imediat peste pasul 1, aplicăm componenta 2. Pasul 2, care este o mască, o mască de întărire, ca se găsește și în versiunea pasul 3 pentru acasă, pentru întreținerea tratamentului. Această mască împreună cu pasul 1 practic face un booster, da, a tratamentului. Aditivul practic oferind acea reparare, nu? Și formarea de noi legături permanente la felul de păr în interior, iar masca cumva la exterior, la nivel de cuticulă, da? Neavând așa o posibilitate normal să intre în cortex. Cred că voi știți că atunci când vreau să intru în cortex, eu am nevoie de un agent de alcalinizare, da? Și atunci, practic, aditivul, am putea spune că lucrează la eficiența maximă în momentul în care îl punem într-un produs cu agent de alcalinizare, adică în pudră și în vopsea. Pentru că atunci, așa cum intră pigmentul de vopsea, nu, cu agent de alcalinizare, așa intră și produsul odată cu ea. Și la decolorare de asemenea. Deci nu evitați să puneți produsul și în pudră și în vopsea, pentru că atunci reușim noi să lucrăm în interior, da? Dincolo de cuticula. După ce am aplicat pasul 2 masca, după aditiv pasul 1, se lasă 20 de minute, se descurcă părul dacă este cazul, da, astfel cum avem noi un păr creț, ne ajută să-l descurcăm mai ușor și se piaptănă părul cu un pieptăn astfel cum este folosit uzual.
Și, după timpul de așteptare, o să clătim și o să punem produsele potrivite pentru un styling specific părului creț, cum ar fi crema de definire păr creț, care o știți foarte bine. Eu știu ce mai folosiți, bicev, un spray de reminalizare a buclelor, poate un ulei pentru mai multă elasticitate și buclele acelea lejere, care nu stau foarte fixe, ci sunt atunci când le atingem, da, sunt moi, dar sunt bine definite. Visul oricărui păr creț, așa? Ok. Așadar, trebuie să spălăm acum, să închidem partea, ultima parte a tratamentului.